Guvernul Ciolacu promite că va începe toamna cu o reformă fiscală în condițiile în care în primele luni ale anului cheltuielile au fost mai mari decât cele prevăzute de buget, iar încasările nu au fost pe măsură. România riscă să nu respecte înțelegerea cu Comisia Europeană și să depășească ținta de deficit bugetar de 4,4% din PIB. Premierul Marcel Ciolacu merge la finalul lunii la Bruxelles pentru a negocia o nouă țintă de deficit, dar și anumite aspecte ale planului de redresare și reziliență. Colega mea Sonia Teodoriu ne spune mai multe despre evoluția economiei românești din prima jumătate a anului. Economia României a crescut ușor în trimestrul al doilea, a anunțat Institutul Național de Statistică. Față de primul trimestru al acestui an, avansul este de 0,9%, peste așteptările analiștilor care indicau procente de cel mult 0,3%. Totuși, dacă ne uităm cum a evoluat produsul intern brut comparativ cu primăvara anului trecut, sunt semne de îngrijorare. Vedem o încetinire, adică o creștere de doar 1,1% față de 2,4% anterior. Ce a provocat această frânare a PIB-ului în țară? Inflația a dus la scăderea consumului, cel mai important motor al economiei. În prima jumătate de an, vânzările de produse alimentare și nealimentare, inclusiv de carburanți, au crescut cu 3% față de 5,2% cu un an înainte, arată datele statistice oficiale. Iar celălalt motor, producția industrială, s-a micșorat cu 4,8% în primul semestru. Nici banii aduși de companiile străine nu mai sunt la același nivel ca anii trecuți. În prima jumătate de an, străinii au investit 3,9 miliarde de euro în România, cu 13% sub nivelul din aceeași perioadă anului trecut, când suma se ridica la 4,5 miliarde de euro potrivit Băncii Naționale a României. În tot acest timp, datoria externă totală a țării a crescut cu 14,6 miliarde de euro, comparativ cu sfârșitul anului trecut, ajungând la un total de 159,2 miliarde de euro, arată datele Băncii Naționale. Suma include atât datoria publică, cât și cea privată. Numai datoria administrației publice a atins 71 de miliarde de euro, cu un salt de peste 23% față de decembrie 2022. Contextul nu este pozitiv așadar, însă dacă ne raportăm la ce se întâmplă în țările din jur, în Uniunea Europeană, unde recesiunea și-a făcut simțită prezența în mai multe state, economia României este pe plus. Ungaria, Estonia, Germania și Olanda sunt deja în recesiune, potrivit Biroului European de Statistică.